luminică frumoasă și blândă de toamnă. Când am sfințit biserica minunată pe care părintele Ioan Turc, în tandem cu părintele secretar Bogdan Ivanov și sprijiniți de mulți oameni buni, au ridicat-o în această duminică, subiectul la care ne sugerează să medităm Sfânta Evanghelie ce s-a citit este iubirea vrăjmașilor. Creștinismul e paradoxal. Nu numai că ne cere să nu le facem rău vrăjmașilor, dar ne cere chiar să îi iubim, să îi iubim pe vrăjmașii noștri și să facem bine celor ce ne fac rău. De fapt, iubiți frați și surori, încă din Vechiul Testament suntem îndemnați să ne iubim vrăjmașii. Iată, Solomon în Cartea Pildelor, în capitolul 6, versetele 21 și 22, zice așa: deflămânzește vrăjmașul tău, dă-i să mănânce pâine și dacă însetează, adapă-l cu apă, căci numai așa îngrămădești cărbuni aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti ție. Oamenii virtuoși și în perioada Vechiului Testament și în perioada Noului Testament, în perioada Harului, i-au iubit pe vrăjmașilor. Sunt multe exemple, mă opresc din Vechiul Testament la unul. Atunci când Dumnezeu, din cauza păcatelor, l-a lepădat de la inima sa pe regele Saul și l-a chemat să ajungă rege David, acel tânăr atletic și credincios. O perioadă, Saul l-a vrăjmășit pe David, încât acesta a fost nevoit să peregrineze prin locuri pustii cu câțiva însoțitori. Și în Cartea Întâi a Regilor, în capitolul 24, începând cu versetul 3, ni se relatează că, la un moment dat, Saul, urmărindu-l pe David, a ajuns în locul pustiu în care era și a intrat pentru nevoile sale într-o peșteră. Și în peșteră era ascuns David cu prietenii săi. În peșteră era întuneric și prietenii lui l-au îndemnat pe David să-l omoare pe Saul. Și a zis atunci David: să mă ferească Dumnezeu să fac aceasta. El este unsul Domnului și nu-mi ridic mâna mea asupra lui, căci este unsul Domnului. Apoi s-a sculat David și l-a strigat pe Saul, căruia îi tăiase un colț din haină: Domnul meu, regele Saul, uită-te înapoi. De ce asculți vorbele oamenilor care zic: iată, David uneltește împotriva ta? Iată, astăzi văd ochii tăi că Domnul te-a dat în mâinile mele, aici în peșteră,
și mie mi s-a zis să te ucid. Însă eu te-am cruțat și am zis, nu voi ridica mâna mea asupra Domnului meu, pentru că este unsul Domnului. Privește, părintele meu, poala hainei tale este în mâinile mele. Ți-am tăiat poala hainei, dar de ucis nu te-am ucis. David își iubea vrăjmașul său și nu i-a făcut rău. Am putea lua și alte exemple. Cu atât mai mult din Vechiul, din Noul Testament. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 12, începând cu versetul 17, zice așa, nu răsplătiți nimănui răul cu rău, purtați grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor. Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu vă răzbunați singuri, iubiților, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, că scris este, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Deci, dacă vrăjmașul tău este flământ, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea, căci făcând aceasta, vei grămădi cărbuni de foc pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău și biruiește răul cu binele. Și de ce ne îndeamnă Dumnezeu să facem lucrul acesta? Să ne iubim vrăjmașii. Iată de ce ne învață marele teolog George Manzaridi, care zice așa, evitarea răsplătirii răului cu rău constituie cea mai eficientă combatere a lui. Prin iubirea aceasta, omul nu doar că se întoarce la starea cea după fire, în care opțiunile lui se armonizează cu firea lui, dar îl și imită pe Dumnezeu însuși, care s-a jertfit pentru omul ce se lepădase de el. E greu să ajungem la această iubire. Făcând un efort, reușim să nu îi urâm pe vrăjmașii noștri, dar chiar să iubim. Și iată cum își continuă raționamentul Manzaridi. La iubirea aceasta, omul nu ajunge dintr-o dată, ci treptat. Când un părinte nevoitor a fost întrebat cum trebuie înfruntat vrăjmașul, a răspuns, dacă vine cineva să te ucidă, legea nu te condamnă dacă îl ucizi tu apărându-te, dar în loc să-l ucizi, te poți purta mai omenește și să scoți din luptă rănindu-l. Dacă însă ai tăria duhovnicească necesară și îl înfrunți cu rugăciunea, atunci faci cel mai bun lucru. Sfântul Siluan Atonitul era pragmatic, gândindu-se că noi oamenii, când facem ceva, inclusiv pe tărâm duhovnicesc, facem cu un scop. Ei, Sfântul Siluan Atonitul zicea, cel mai înalt scop al creștinului este să păstreze în suflet harul Duhului Sfânt. Dar pentru a păstra în suflet harul Duhului Sfânt, trebuie să faci două lucruri. Întâi, să te rogi pentru vrăjmașii tăi și să iubești. Și a doua oară, să-i mulțumești lui Dumnezeu. Nu pentru sănătate, pentru realizări, pentru binecuvântări.
e firesc să faci asta, ci să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru boală, pentru necaz, pentru lipsă, pentru greutăți. Făcând aceste două lucruri, adică iubindu-ți vrăjmașii și rugându-te pentru ei și mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru greutăți, pentru boală, vei păstra în sufletul tău harul Duhului Sfânt. Auziți, dacă suntem pragmatici și vrem să păstrăm în noi harul Duhului Sfânt, ne iubim vrăjmașii și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru necazuri. Și concluzia o trage în versuri Vasile Militaru. Acest poet creștin care a murit în temnițele comuniste și care, referitor la vrăjmașii, care l-au prigonit și l-au închis și l-au torturat, a scris aceste versuri. Iubind mereu pe toți vrăjmașii, chiar mii de-ar fi mulțimea lor, tu de la mare înălțime le ești a lor judecător. Dacă îi urăști și răzbunarea te poartă pe ale sale căi, tu vivei osândit, iar dânsii vor fi judecătorii tăi. Așa că, iubiți frați și surori, în această zi minunată, când s-a sfințit Biserica Înălțarea Domnului din Cluj, suntem învățați de Cuvântul lui Dumnezeu că dacă ne socotim creștini buni, trebuie să ajungem la măsura încât să ne iubim și vrăjmașii. Amin. La mulți ani!